Cele mai ieftine jocuri le găsiți pe g2a.com. Linkul îl aveți în descriere. Salut și bine v-am găsit cu un nou episod pe SAMP. De această dată m-am decis să filmez aici pe Red Bugged. N-am mai intrat pe contul ăsta de ceva vreme, cred că undeva la 5-6 luni pe acolo. Hai să vedem ce mai am eu pe aici. Ce mașinuțe mai am? Dacă mai am vreo mașinuță. Ia. Am Vicent. Hai să vedem. Cine am? Uitam în sus, parcă apărea din sus. Haide, deci mamă, 340 de zile are. Doar 177 de kilometri. Bun. Nu știu cât mai e un vehicul de ăsta. În DS. Cred că m-a dus să văd. Aoleu, frate, scuze. Scuze. Hai să mergem până la DS să vedem cât mai e unde sta. Bar, nu mai am cât mai e. Fai, s-a mai uitat de mult. Undeva la 5 caca. 5 milioane. Pe acolo. 5 milioane, ăsta este un orhid. Adică cu culoare specială are pe el. Nu știu dacă se mai vinde așa ceva. Uite, băieți, cu Infernus, cu Sultan. Ia uite-l și pe ăsta cu picador. Cu picador, cu perineal. Da, așa, perineal. Hai să mergem aici. Frumos, ușor, ușor. Ne lăsăm mașina aici. Prin motorul. Fac frâna de mână pusă. Hai să vedem aici cât e, mă. Stai, frate, să văd și eu aici. A picat. Nu pare și așa. Frate, nu văd. Nu cred că e aici, nu? Ia, aici eu. O, aici nu are cum să fie, pentru că... Da, și pui, care sunt prețurile? Un pic. Vicent. Frate, nu-l văd. A, uite aici, mamă, atât de puțin e. 2,55 de milioane. A, nu știu cât o să iau eu pe el. Nu mai știu cât am dat pe el. Da, să mai fac și profit din asta. Am vedea undeva la 5 milioane sau așa. Ia să iau aici ce quest-uri avea. Quest. Oh, ce e aici, frate? Obiecte ascunse. Comite o crimă și scapă de wanted fără a fi arestat sau omorât. Na, este una dintre cele mai grele quest-uri, cred. Și 12 pizza. Ba, nu, deci. Sau ba, da, cred că este una dintre cele mai grele quest-uri. E greu. Îți trebuie barcă sau elicopter ca să te duci ori în larg, ori să zbori departe să nu te prindă ăștia, că e imediat. Pac, ai luat wanted, pac, te-au prins. Sau încearcă să te prindă. Ia să mai las skill-uri. Contul ăsta l-am făcut din... nu știu din ce an l-am făcut. Cred că când eram clasa 9. Sau 8. Acum vreo 4 ani. Cam așa.
frate, scuze, ce să încerc, scuze, tu ai intrat în mine, frate. Am mers pe banda mea, tu ai intrat în mine, frate. Hai să ne reparăm și noi aici bolidul care merge cu... Hai, om, să ducem încă 130, da, 130. Bun. La 2250 își merită banii. 4 locuri. Spoiler. Poți să-i pui nos. Nu știu câți bani o să avea pe ăsta. Măcar că tindă să iau pentru care un orchid. Nu știu dacă se va avea. Dar na, nu știu, hai să vedem obiectul, hai să vedem dacă îl putem găsi. Fii pe aici. Nu știu ce e obiectul ăla, ia să vedem. Quest. Deci, găsește toate obiectele ascunse. Păi, ce înseamnă, frate, obiectul ăla ascuns? Hai să vedem. Nu știu. Pe aici doar. Nu știu. O fi sus. Hai, baște. Hai să sărim acolo pe casă, dacă pot, trebuie să mai luăm mașina pe casă. Hai. Fac și nu-mi fie pe casă. Băi, băi, nu pica. Hai. Bun. Hai să vedem. O, eram picat. Da, n-ai. Da, cu cadou și două. Am lăsat și motorul pornit. Ce să faci? Sunt curios. Am skill 6 la fișor. Ah, 4. Hai să te patru am. Să dau odată un fish să vedem cât îmi dă la skill 4. Economia aici e mult mai mică ca pe decât, cum să vă spun eu. Mult mai mică economia. Nu, adică nu au la fel, adică toate serverele. Fiecare este diferit. Hai să vedem aici cât loc. Cum să mai exprim așa. Să vă spun. Economia aici este una dintre cele mai mici, mi se pare. Sau yellow. Sau nu, acolo nu. Aici și pe green. Știu că pe blue este cea mai mare. Am vrut să cumpăr un infernul sată și era... Nu știu, era foarte scump. 300 de milioane sau mai mult. Cum v-am spus, economia foarte mică față de serverele cealaltă. Am înțeles că Bizonul are economia cea mai mică. Foarte puțin bani acolo. Normal, acolo costă și mașinile foarte puțin și casă de pe... Na, ar fi culmea să poste aici o casă, să poste acolo o casă. Costă aici 7, în cele mai 7-8 milioane și poți să te muncești o grămadă pentru un milion. Fac foarte greu banii acolo. Facem și acolo un video. Să vedem cum se câștigă banii. Bun, cam atât și pe episodul de astăzi. Nu uitați dacă v-a plăcut. Dați un like, un subscribe și ne vedem la videoclipul următor. Pa!